Locurile în care ne întâlneam, azi le ocolesc. De iubirea mea așa ta, eu nu mai vreau să-mi amintesc. Alex Bodi nu doar că nu ocolește locurile în care se întâlnea cândva cu Bianca Drăgușanu. Dimpotrivă, afaceristul parcă le caută cu tot din adinsul. Și nu, nu o spunem noi, ci o demonstrează imaginile pe care Alex Bodi și Daria Radionova le împărtășesc. Pe cei doi îndrăgostiți i-a prins noul an în Franța, în Alpi, acolo unde au avut parte de o vacanță de neuitat. Și-au dat o tură cu ATV-ul, Daria și Bodi au mers la un local acolo unde s-au distrat până spre seară. Se pare că localul era preferatul lui Bodi, căci coincidență sau nu, pe afaceristul din media și-l-a prins revelionul de acum 2 ani tot acolo, doar că în compania Biancăi Drăgușanu. Să-i placă lui Alex Bodi atât de mult în Franța, fix în acea zonă? Sau vrea oare să retrăiască anumite amintiri? Inevitabil ne punem această întrebare, mai ales că această vacanță nu a fost singura coincidență. Și în urmă cu câteva luni, Daria și Bodi au fost în Monaco. Și ce credeți? Fix acolo, afaceristul petrecea alături de Bianca Drăgușanu în urmă cu 2 ani. Mai mult, atât Bianca cât și Daria au petrecut câteva nopți romantice în vila afaceristului din Monaco. Oare asta este rețeta lui Alex Bodi de a da toate femeile pe spate? Posibil. Și atâta timp cât funcționează, nici nu mai contează.